Bine ați venit, dragii mei, abonați și simpatizanți. Vă propun să abordăm oglinda relației pentru fiecare zodie. Așadar, vă invit să urmăriți atât la semnul zodiacal, cât și la ascendent, semnul lunii sau nodul nord. Dragii mei, începem etalarea prinzând o lumânare. Vă invit și pe dumneavoastră ca într-o energie de recunoștință să vă puneți o dorință, da, pe care ați vrea să o vedeți realizată, legată de dragoste. Poate să fie o persoană cu care deja sunteți în relație, o persoană cu care ați vrea să fiți în relație și de ce nu, dacă veți cunoaște pe cineva sau poate sunteți despărțiți. Și așa mai departe, indiferent de situația în care vă aflați, aceste cărți, da, energia dumneavoastră și a partenerului, vor oferi oglinda relației pentru fiecare zodie în parte. Energia dumneavoastră și a partenerei sau partenerului. De asemenea, Tarot Energy ne va spune despre energia acestei relații. Dragii mei, haideți să vedem, începem efectiv cu etalarea propriu-zisă și cu zodia Berbec, care începe de la 1 minut și 30 de secunde. Haideți să vedem care sunt cărțile care să vorbească despre relația sau posibila relație a zodiei Berbec. Da? Cum vă simțiți dumneavoastră în acest moment? Dumneavoastră flirtați, ați vrea să flirtați sau este bine să flirtați? Practic să vă extindeți energia iubirii, da, energia, lumina din inimă, da, energia aceasta a bucuriei din inimă către celălalt. Aceasta este energia dumneavoastră. Haideți să vedem care este energia celeilalte persoane, da? Cum anume se simte ea. Această persoană la care vă gândiți, dragi berbeci, este optimistă referitor la relația de dragoste. Simte că o gândire pozitivă îi aduce o credință, da? Îi aduce o încredere că viața romantică va fi una potrivită. Haideți să vedem în continuare cum percepeți dumneavoastră cealaltă persoană. Iată, dumneavoastră aveți câteva semne că ceva este în regulă. Spune să aveți atenție, dragi berbeci, la niște stegulețe roșii, că semnele vă pot avertiza referitor la persoana dragă. Haideți să vedem ce gândește persoana dragă despre dumneavoastră. Avem aici copii. Spune că viața amoroasă, din perspectiva celelalte persoane, da, crede față de dumneavoastră că vă este afectată viața amoroasă de către copii. Copiii interiori cu supărările, posibilele traume din copilărie sau poate aveți chiar copii împreună sau față de alt cineva. Cum percepeți dumneavoastră relația, da? Cum percepeți? Știți că trebuie să vă vindecați niște probleme de familie și spune că viața amoroasă va beneficia dacă vă iertați părinții. Fie că v-ați gândit efectiv la cum anume s-au purtat părinții dumneavoastră între ei sau cum s-au purtat părinții cu dumneavoastră, da, fiecare pe rând, sau poate au intervenit părinții în relația voastră, au încercat să vă influențeze. Ideea este că ar trebui, practic, să vindecați niște probleme de familie, iar care este energia relației din perspectiva celeilalte persoane? Simte aceste emoții puternice și romantice pentru voi, spune că sentimentele voastre sunt reale și merită explorate. Așadar, dragi berbeci, sau poate vă interesează cineva în zodia berbecului, asta văd, unul dintre parteneri trebuie să-și ierte părinții, să rezolve niște probleme de familie, iar cealaltă persoană este mai optimistă, este
simte aceste emoții romantice și vrea să le exploreze. Hai să vedem care este energia relației celor din Zodia Berbec din perspectiva tarotului. Da? Care sunt cele trei cărți? Soarele, bucurie, călătorie, da, unul poate fi important. Deci, dragi berbeci, acest soare îmi spune că dacă au fost anumite probleme, acestea se vor rezolva. Poate plecați în vacanță, poate că veți aduce o energie frumoasă în relație, poate veți petrece mult timp în aer liber, în parcuri, în weekend, la iarbă verde. Vă împăcați dacă v-ați certat, posibil să începeți o relație dacă n-ați făcut-o încă și poate doar ați întrebat despre o persoană pe care o placeți. Soarele ăsta este important, dragi berbeci, poate chiar aveți legătură cu cineva din zodia leului, dar nu neapărat. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc multă iubire și iată cum am ajuns la zodia Taur, la minutul 6 și 6 secunde. Haideți să vedem, dragi Taur, cum vă simțiți dumneavoastră în acest moment în relație sau în legătură cu persoana. Interesant, parcă ați avea berbecul Taur relații, da, flirtul. Spune că, pentru că și berbecii au avut această sentiment, dar poate este o coincidență, însă și racii au această dorință de a flirta, să-și extindă această lumină a inimii și energie către ceilalți. Foarte frumoasă această energie. Hai să vedem cum se simte persoana de care întrebați. Poate că da, e altă zodie sau sunteți cu cineva din zodia Taur. Cealaltă persoană, fantastic, este atentă la niște stegulețe roșii. Sunt exact aceleași cărți care au nimerit la berbec. Deci cealaltă persoană simte că sunt niște stegulețe roșii, niște avertizări, niște semne care vă pun pe gânduri. Hai să vedem cum percepeți voi cealaltă persoană. O codependență. Percepeți cealaltă persoană ca având adicție. Adicție față de dumneavoastră sau adicție față de control, față de, nu știu, dependență de control, de bani, de muncă sau dependență de substanțe, zahăr, alcool, da, sau este o, da, pentru că simțiți că această persoană are anumite dependențe care vă influențează viața romantică. Cum vă percepe cealaltă persoană pe dumneavoastră, dragi Tauri? Simte că sunteți foarte jucăuși, dar spune că voi vreți să recăpătați romantismul și îi permiteți inimii și sufletului să cânte cu bucurie și să strălucească cu bucurie. Hai să vedem energia relației din perspectiva dumneavoastră. Uite, vreți să dați relației o șansă și veți lucra la parteneriatul dumneavoastră. Este o carte foarte bună, să vedem, dragi parteneri ai voștri, ce idee au. Efectiv simt că voi sunteți suflete pereche. Este o relație dintr-o viață anterioară. Zice că v-ați cunoscut înainte. Poate că e o relație de lungă durată. Poate este de mult timp. Vă cunoașteți de foarte, foarte mulți ani. Și să vedem, dragi Tauri, care este cartea care să descrie energia relației. Fantastic! Ați văzut că am amestecat cărțile, da? Soarele anunță bucurie, împăcări, anunță rezolvarea unor probleme, călătorii, poate petreceți timp în aer curat, sub razele soarelui. Este foarte frumoasă această energie, dragi Tauri, și chiar vă doresc foarte multă iubire, trecând la zodia Gemeni. Uitați că nu am realizat că nu se vedea bine. Sper că ați acceptat, da, minutul 9 și 29 de secunde. Cum vă simțiți, dragi gemeni? Iată, învățați, iertați și învățați din greșelile trecutului. Cu cât eliberați și vindecați trecutul, cu atât veți experimenta mai multă dragoste în momentul prezent. Haideți să vedem și partenerul sau partenera. Iată cum a căzut cartea.
își dorește aceste conversații de la inimă la inimă cu dumneavoastră, considerând că aceste discuții foarte cinstite despre emoțiile pe care le aveți o să crească puterea relației, da? Și conexiunea va deveni mai puternică între voi. Cum percepeți cealaltă persoană? Da? O percepeți ca iubindu-vă real? Simțiți că între voi este această dragoste adevărată? Simțiți că vă spune sau vă dă impresia că aceasta este dragostea din viața sa? Da, este dragostea vieții sale. Cum vă percepe cealaltă persoană? Cred că sunteți separați, posibil să fiți certați sau să fiți la distanță sau să existe o distanțare între voi și poate că, da, este un timp să stați departe unul de celălalt la orizont. Poate este preocupat cu serviciu sau este preocupat în diferite alte acțiuni, da, trebuie să, nu știu, nu-mi dau seama. În orice caz, care este energia relației din perspectiva voastră? Trebuie să vă iubiți mai mult pe voi înșivă, să vă dați seama că veți fi din ce în ce mai atractivi cu cât vă veți iubi mai mult. Să vedem care este energia relației din perspectiva celeilalte persoane. Foarte curând se va decide ce va face, probabil că va veni cu o împăcare spre voi, dragii mei, pentru că și spune, cu cât va decide mai clar ce își dorește, cu atât universul îi va oferi mai mult din ceea ce își dorește. Haideți să vedem și cartea care să vorbească despre energia gemenilor și a relației lor. Vedem aici un înger al echilibrului. Da, dragii mei, e o perioadă foarte echilibrată în relațiile voastre. Aveți această protecție angelică, 48 este un număr sau între 4 și 8 ca ore. Veți simți acest echilibru în relație. Până acum chiar au mers lucrurile destul de bine pentru fiecare dintre primele trei zodii. Voi trece cu drag dorindu-le gemenilor o viață fericită, voi trece la zodia Rac, minutul 12 și 26. Haideți să vedem, dragi raci, care este, cum vă simțiți voi în acest moment? Simțiți că aveți o relație fie de lungă durată, fie că ați cunoscut pe cineva și pare foarte familiar. Deci sunteți într-o relație cu un suflet pereche. Acesta este sentimentul vostru. Hai să vedem din perspectiva celelalte persoane. Cum se simte această persoană? Își dorește să vă ofere o șansă, să dați o șansă relației dumneavoastră. Da, este foarte frumoasă această carte și denotă faptul că partenerul sau partenera de care întrebați doresc să se implice. Cum percepeți partenerul sau partenera? Pur și simplu percepeți că partenerul sau partenera își deschide mintea, că devine mai pozitivă, devine mai înțelegătoare. Și simțiți că parcă, deși există diferențe între voi, faceți aceste eforturi. Poate la prima vedere nu ați fost chiar genul unul altuia, dar pe urmă ați realizat că aveți destul de multe lucruri în comun și chiar ați simțit această energie de suflet pereche. Ce simte sau care este părerea persoanei celelalte despre dumneavoastră, dragi raci? Spune așa, spune că simte că dumneavoastră vreți să aveți conversații de la inimă la inimă cât mai apropiate cu persoana dragă și că își dorește această frumoasă atmosferă, își dorește această, cum să spun, îi place faptul că doriți să oferiți intimitate sufletească, nu numai intimitate fizică. Hai să vedem și care este energia voastră. Fantastic! Este îngerul echilibrului. Este un înger frumos care aduce împăcări, aduce atmosferă armonioasă între voi. Da, este numărul 48, poate fi o cifră, poate fi un număr, iertați-mă, poate fi un interval orar între 4 și 8
sau efectiv o vârstă. Da. Vă mulțumesc, dragi raci, și voi trece, da, dorindu-vă multă iubire, voi trece la zodia Leu. Cum vă simțiți, dragi lei, în relația pe care o aveți? Spune că vreți să lăsați controlul, vreți să lăsați evenimentele să decurgă natural. Și chiar este un moment foarte frumos, dar acesta să permite situațiilor să se desfășoare așa cum relației, da? Cum anume se simte partenerul sau partenera de care întrebați, dragi lei? Ce frumos! Partenerul sau partenera vrea să aveți discuții de la inimă la inimă. Vrea să se implice și emoțional, și fizic, și sufletesc. Foarte, foarte frumos văd. Cum percepeți partenerul, dragi lei? Cum îl percepeți? Efectiv, vreți să aibă o minte deschisă și simțiți acest lucru. Poate la prima vedere nu ați fost chiar, cum să vă spun, dați pe spate, dar după aceea nu a fost genul dumneavoastră sau n-ați fost unul pentru altul genul efectiv format. Însă ați descoperit foarte multe lucruri în comun și ați descoperit frumusețea acestei persoane. Cum vă percepe partenerul sau partenera, dragii lei? Aici este, iată, vă percepe foarte dornici să vă exprimați iubirea. Și spune că faceți niște gesturi romantice și simte acest lucru din partea dumneavoastră, ceea ce aduce un plus relației pe care o aveți. Care este energia relației din perspectiva voastră? Cred că sunteți ușor decepționați, poate de asta și urmăriți această filmare. Fie că credeți că persoana cealaltă poartă o mască, și sunteți supărați, fie dumneavoastră sunteți supărați, dar nu vreți să stricați echilibrul relației și purtați o mască, deși poate nu vă este bine. Sfatul cărții este să găsiți o modalitate cu bunăvoință, cu asertivitate, să spuneți ceea ce vă frământă. Iar dacă simțiți că cealaltă persoană poartă o mască, este foarte bine să o invitați să se deschidă în fața dumneavoastră, tocmai pentru a îndepărta orice fel de distanțare, da? Pentru a vă apropia. Energia din partea celelalte persoane este că își dorește, efectiv, poate, să începeți o relație dacă n-ați avut-o sau să reaprindeți pasiunea în relația voastră, pentru că este o nouă iubire, da? Și nu știu lucrul acesta. Sunt puțin rezervată pentru că dumneavoastră sunteți decepționați, da? Și persoana aceasta totuși parcă merge spre o nouă dragoste, da? Sunt mai multe variante. Haideți să vedem ce spune energia aceasta a tarotului. Care este cartea, dragilei, ca să ne fie mai clar despre ce e vorba. Este grădina și poarta, da? Tarotul energiei are numărul 30, poate să fie 30 mai, 30 iunie, nu-mi dau seama, dar poate să fie o vârstă, 30 sau cifra 3 să fie importantă. Eu văd aici că între dumneavoastră și o grădină frumoasă este un gard, gardul ăsta e o gândire limitativă. Dragii mei, din ce văd aici, este următorul, da, pentru că aveți așa, aveți controlul pe care dumneavoastră îl eliberați, da? Nu vreți să mai aveți controlul relației și lăsați evenimentele să meargă în ritmul lor, vă păstrați o minte deschisă și totuși aveți cum să spun, decepție, da? Pe de altă parte, aici am văzut faptul că persoana aceasta își dorește și face conversații de la inimă la inimă. Vede că și dumneavoastră vă exprimați iubirea. Deci, cu siguranță, această nouă dragoste este o reaprindere a pasiunii pentru voi. Este o nouă șansă pe care vă dați, da? Și totul este să eliberați niște convingeri limitative. Între voi și grădina frumoasă este o poartă, este ceva care vă ține în loc. Poate
pur și simplu nu puteți crede că vă așteaptă atât de această reaprindere a pasiunii și această nouă atmosferă între voi doi. Vă doresc multă iubire, vă mulțumesc și voi trece la Zodia Fecioară, minutul 23 secunde. Cum vă simțiți dumneavoastră, dragi fecioare? Iată cum a sărit cartea. Sunteți jucăuși, dar pur și simplu pentru a recăpăta romantismul, îi permiteți sufletului să cânte cu bucurie, da, și spiritului dumneavoastră. Cum anume se simte persoana de care voi întrebați? Persoana aceasta se gândește că voi puteți să fiți sufletul pereche, voi puteți să fiți partenerul sau partenera care este potrivit, da, sau potrivită. Cum anume percepeți cealaltă persoană? Simțiți că sunteți într-o relație care este afectată de copii. Fie aveți copii mici pe care îi îngrijiți și nu aveți timp de romanță voastră, fie există anumite traume din copilărie și relația voastră trebuie să devină una vindecătoare a unui partener față de celălalt, să aveți această înțelegere, fie relația este afectată de relația actuală, de dragi fecioare, de relația pe care au avut-o părinții dumneavoastră între ei sau relația dintre ei și dumneavoastră. Haideți să vedem ce anume, cum anume vă percepe această persoană. Uite, această persoană simte, dragi fecioare, că vreți să vă cunoașteți unul pe celălalt, că vreți să vă revelați sinele interior unul față de celălalt, pentru ca relația dintre voi să devină cât mai profundă. Da? Bun, și să vedem energia relației din perspectiva voastră. Iată, trebuie să eliberați energia, să eliberați niște experiențe din trecut, trebuie să vă eliberați de o relație nefuncțională, dragi fecioare, din trecut care vă afectează relația actuală. Spune că este timpul să-ți clarifici energia, da, să ieși din această energie. Practic, dacă vă dați o nouă șansă, efectiv uitați cum a fost partenerul sau partenera. Cum vede partenerul energia relației voastre? Iată, vrea să vă jucați, să flirtați, da? Să vă recăpătați romantismul pentru a-i permite sufletului și spiritului interior să strălucească cu bucurie. Deci avem aici nevoie din partea dumneavoastră să rezolvați problema copiilor, fie actuali, fie interiori, să oferiți mai multă dragoste partenerului în cazul în care sunteți foarte preocupați de copii existenți sau să încercați să vorbiți despre trecut, despre amintirile neplăcute din copilărie și să vă răsfățați partenerul. Da? Deci cam acestea sunt energiile. Din perspectiva celelalte persoane, vrea să vă cunoașteți, vrea să flirtați și simte că acesta este, că dumneavoastră sunteți o pereche care merită să rămână împreună. Este vorba despre o anxietate între voi doi acum, dragi fecioare, carta cu numărul 18, asta îmi spune. Poate în jurul datei de 18 ați simțit o anxietate care, o temere, o gelozie, o neliniște de orice fel. Îndepărtați-o, da, pentru că văd mai mult aici la dumneavoastră de rezolvat această energie pozitivă, de a schimba, de a vă bucura de prezent, da, de a vindeca trecutul și de a nu lăsa să vă afecteze, mai ales dacă ați avut o relație nefuncțională. Vă mulțumesc, dragi fecioare, și vă doresc toate cele bune, trecând la balanță, minutul 24 și 10 secunde. Cum vă simțiți voi, dragi balanțe? Ia să vedem. Simțiți că sunteți dependenți de cealaltă persoană și poate mai geloși sau sunteți dependenți de muncă, de control, de bani, aveți o adicție pentru zahăr, alcool, dar ceva în viața voastră, da, e o dependență de control al celeilalte persoane. Cum se simte cealaltă persoană? Cealaltă persoană simte că voi
vă cunoașteți de foarte mult timp, poate chiar aveți o relație de foarte mult timp, da? Sau abia v-ați cunoscut și simțiți că sunteți unul pentru celălalt, suflet pereche. Pentru că această carte spune despre o relație dintr-o viață anterioară. Să vedem cum percepeți cealaltă persoană, dumneavoastră. Știți că acesta sau aceasta este partenerul pe care îl căutați, da? Aceasta este persoana potrivită. Cum anume vă percepe cealaltă persoană pe dumneavoastră? Ce părere are? Simte că sunteți jucăuși, că flirtați, că vreți să aduceți romantismul în relația dumneavoastră? Este o energie foarte bună în care îi permiteți sufletului și spiritului interior să se bucure și să strălucească. Care este energia relației din perspectiva voastră? Vă simțiți în siguranță să iubiți. E foarte frumoasă această carte. Vă deschideți inima pentru a da și a primi cea mai frumoasă energie dintre toate. Haideți să vedem și cealaltă persoană cum percepe această relație. Iată, această persoană simte că rugăciunile i-au fost ascultate, că afirmațiile legate de sufletul pereche, vizualizările le-au ajutat să vă aducă împreună pe voi doi. Deci este recunoscătoare această persoană, fie ea doamnă sau domn, pentru ceea ce aveți voi doi, dragi fecioare. Dragi balanțe, să vedem energia, da? Care este energia voastră? 49, Îngerul Iubirii, vă veghează relația. Simt că, nu știu, când am văzut viața anterioară, simt că strămoșii voștri au trăit o astfel de poveste de dragoste. Un strămoș, fie ea doamnă sau domn, și tot așa, efectiv, domn sau doamnă din familiile voastre, pe linie maternă, pe linie paternă, au avut o relație de dragoste și în genetic voi ați primit această experiență și de asta simțiți că vă cunoașteți unul pe celălalt. Foarte frumos, dragi balanțe, 49, deci între orele 4 și 9 să aveți această revelație sau este o vârstă. Eu vă doresc multă iubire și înțelegere și voi trece la Scorpion. Haideți să vedem, dragi Scorpioni, cum vă simțiți voi? Da, cum vă simțiți voi? Simțiți că meritați să așteptați persoana potrivită sau că meritați să așteptați persoana cu care sunteți în acest moment? Că timpul divin lucrează în viața voastră amoroasă, într-un fel sau altul. Haideți să vedem, dragii mei, cum se simte cealaltă persoană. Iată, sunteți separați și cred că suferă, cred că v-ați certat și ar vrea să vă împăcați. Persoana aceasta simte faptul că, da, voi știți că lucrează timpul divin. Poate sunteți nevoiți să stați separați, da? Haideți să vedem ce anume, ce urmează, da? Ce urmează în această... ce părere aveți voi despre persoana aceasta? O simțiți, da, pe partener sau parteneră, îi simțiți jucăuși, îi simțiți dispuși, da, să recăpătați un romantism, da, să permiteți sufletului și spiritului să cânte cu bucurie. Care este, wow, ia să vedem, dragii mei, care este căzut această carte, ce simte cealaltă persoană? Cred că vă leagă o căsătorie sau fie sunteți voi căsătoriți, fie această persoană este căsătorită, da? Sau, altfel spus, voi, că da, ce părere are despre voi? Dacă nu sunteți căsătoriți, nici unul cu altul, nici cu altcineva, simte că sunteți parteneri de căsătorie, că această situație chiar implică o căsătorie. Deci mă bucur pentru voi, cealaltă persoană simte, da, această energie. Dar dacă e o relație trio și sunteți căsătoriți, fiecare cu altcineva, își dă seama că aveți obligații,
Sau poate sunteți căsătoriți unul cu celălalt și atunci este foarte frumos, da? Este o căsătorie frumoasă, adică sunt sentimente foarte frumoase. Nu știu, v-ați separat. A fost o ceartă, dar vor veni împăcări, așa spun cărțile. Care este energia relației voastre? Trebuie să vă eliberați de niște mentalități. Aveți niște prejudecăți care vă țin. Sau poate că trebuie să preluați controlul vieții voastre, da? Să fiți puțin mai activi în ceea ce vreți să obțineți, dar să mergeți să obțineți ceea ce aveți nevoie. Iar energia relației din partea celeilalte persoane este una frumoasă, merită să aveți discuții de la inimă la inimă și conexiunea dintre voi să devină mai profundă, da? Foarte frumoase sunt aceste cărți, dragi scorpioni. Hai să vedem, o să aleg cartea aceasta deoarece s-a evidențiat și nu vroia sub nicio formă. Iată, contract, căsătorie. Fie sunteți căsătoriți, fie veți face o cerere în căsătorie sau primiți această cerere în curând. Vorbiți despre ea, dar numărul 6 este cartea care anunță oarecum. Dar în cazul în care voi sunteți căsătoriți cu altcineva, probabil că această iubire va rămâne nematerializată, da? Dar sau poate este o relație trio, nu-mi dau seama. Însă sper tot sufletul ca voi să fiți căsătoriți, voi unul cu celălalt, și atunci chiar văd aici, văd o oglindă a relației foarte frumoasă. Da, în cazul în care unul dintre nu sunteți căsătoriți, niciunul din voi, veți vorbi despre această căsătorie, dragi scorpioni, și dorindu-vă multă iubire, voi trece la zodia săgetător, minutul 31 și 45 de secunde. Haideți să vedem. Cum vă simțiți voi în acest moment? Trebuie să vă eliberați. Dragi săgetători, să vă eliberați de niște mentalități, de niște prejudecăți. Este foarte, foarte important, pentru că, așa spune, să vă luați controlul vieții voastre, așa vă simțiți voi. Hai să vedem cum se simte cealaltă persoană. Simte că prin voi a întâlnit sufletul pereche și că, da, dumneavoastră sunteți suflet pereche. Așa se simte, da? Simte că este sufletul vostru pereche și hai să vedem cum percepeți cealaltă persoană. Percepeți că aveți o dragoste adevărată și da, așa este. Este povestea de dragoste a vieții voastre. Haideți să vedem, dragi săgetători, cum vă percepe cealaltă persoană pe voi. Aveți conversații de la inimă la inimă, probabil că veți fi mai deschiși spre romantism, spre crearea unei conexiuni intime deosebite și sufletești, dar mai ales sufletești. Hai să vedem care este energia relației din perspectiva dumneavoastră. Este afectată de copii viața romantică, fie că aveți copii împreună și este bine să vă acordați și vouă timp, pentru că această creștere a copiilor a scăzut foarte mult timpul pentru voi doi. Deci să permiteți relației să se desfășoare așa cum se poate, în paralel cu creșterea copiilor. Pe de altă parte, simțiți că în relația aceasta trebuie să vă vindecați copiii interiori, să aveți o relație vindecătoare, terapeutică unul pentru celălalt și în felul acesta, povestind din copilărie, povestind de experiențele poate traumatizante sau mai neplăcute, să vindecați, să vă răsfățați, să fiți părinte unul pentru celălalt. Haideți să vedem care este energia relației din perspectiva celeilalte persoane. Această persoană își dorește să vă jucați, să vă recăpătați romantismul, deschizându-vă sufletul și spiritul care să cânte cu bucurie în această relație. Și Tarot Energy vine și el cu următoarea carte, să încheiați niște ostilități, dar acum s-ar putea să vă certați. În această perioadă
s-ar putea să fie niște tensiuni. Să vă păstrați calmul 26, da? În special în jurul datei de 26 sau între orele 26 la un moment dat, dragi săgetători, tocmai pentru a vă împăca, pentru că văd aici că e o iubire frumoasă, poate copiii vă influențează, da? Sper din tot sufletul să vă echilibrați și să vă bucurați de multă iubire în continuare. Și voi trece la zodia Capricorn. Haideți să vedem, dragi Capricorn, cum vă simțiți voi în această relație. Și avem, iată, încercați să nu mai controlați situațiile, da? Îi permiteți unui eveniment, a unei relații să se desfășoare într-un ritm cât mai natural. Pentru că voi oarecum aveți această dorință de a controla, însă acum vreți să lăsați la o parte controlul. Cum se simte cealaltă persoană? Își dorește să se retragă cu dumneavoastră împreună, să mergeți într-o călătorie, să petreceți un timp, să vă răsfățați unul pe altul. Cam aceasta este energia sa sau a lui. Cum anume percepeți voi cealaltă persoană, da, domn sau doamnă? Simțiți că această persoană își deschide mintea, că deși poate n-ați fost tot timpul sau de la început genul unul altuia, ați găsit mereu această posibilitate de a conta doar pe ceea ce este comun. Da? Deci percepeți că cealaltă persoană își deschide mintea, își schimbă oarecum punctul de vedere înspre binele relației. Cum vă percepe cealaltă persoană pe voi? Fie începeți această relație, fie o reaprindeți ca pasiune. Pentru că spune că această nouă dragoste este cea care vă menține interesul. Faptul că își dorește să se retragă, că își dorește să aibă această iubire cu voi sau această împăcare, această revenire a unor sentimente vulcanice, da, sunt foarte, foarte clare. Care este energia relației din perspectiva voastră? Iată, cartea copiilor îmi spune așa. Fie aveți copii care, da, sunt ai voștri împreună, da, îi aveți împreună sau aveți copii din alte relații, viața amoroasă este afectată de timpul pe care îl alocați copiilor și cartea spune să fiți atenți, să oferiți timp și dragostei, să aveți un moment în care, nu știu, lăsând copiii în tabără sau undeva în la bunici sau mai știu eu cum, să vă oferiți vouă un moment în care să fiți voi doi. Asta simt că aveți în gând, dragi Capricorn. Totodată simt că copiii interiori, da, ai voștri, traumele poate sau supărările din copilărie, să vă afecteze modul în care acționați în această relație. Poate nu aveți copii, da? Și trebuie să fiți, și foarte mult a căzut această carte, trebuie să fiți, să aveți o relație vindecătoare, să fiți terapeuți unul pentru celălalt, să povestiți ce ați suferit și să încercați să vă oferiți, da, să vă oferiți împăcare, vindecare, să vă răsfățați unul pe celălalt, să fiți pe rând părinți și copii. Da, părintele copilului, cum ar veni. Hai să vedem din perspectiva celeilalte persoane. Cum vede această relație, dragi Capricorni? Este o relație de la inimă la inimă. Este foarte frumoasă, da? Deci cealaltă persoană simte că aceste discuții foarte oneste despre sentimentele reale pe care le aveți vor crește foarte mult conexiunea dintre voi, da? Hai să vedem și tarot energii ce spune. Iată, veți deschide ușa către romantism. E foarte frumos, este cartea cu numărul 33. Romantismul acesta vine din nevoia de a împărtăși iubirea pe care o simțiți, de a găsi părțile bune din fiecare, dragi Capricorni. Eu vă doresc multă iubire și înțelegere, mulțumindu-vă pentru atenție.
și am să trec la vărsător, minutul 39 și 39 de secunde. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba. Cum vă simțiți voi, dragi vărsători? Vă chemați sufletul pereche sau simțiți că persoana care a venit, de fapt, este un suflet pereche pentru care v-ați rugat? Ori poate sunteți singuri sau sunteți separați și vă rugați pentru acest suflet pereche. Să vedem cum se simte cealaltă persoană. Cealaltă persoană are probleme în carieră. Spune această carte că problemele financiare vă afectează viața romantică. Este preocupată persoana, da, aceasta de care întrebați, de job, de bani, de ceea ce are de făcut și probabil că nu mai este la fel de romantică, da? Și voi simțiți că v-ați distanțat. Cum percepeți voi cealaltă persoană? Cum o percepeți? O percepeți jucăușă, dar știți că pentru a recăpăta romantismul, această persoană își va deschide sufletul și spiritul și îl va lăsa să cânte cu bucurie. Cum vă percepe cealaltă persoană pe dumneavoastră? Iată, cealaltă persoană simte că voi, că voi vreți să dați o șansă relației, da? Și acest lucru înseamnă că vreți să lucrați la parteneriatul pe care îl aveți. Foarte, foarte frumos, dragi vărsători. Hai să vedem care este energia relației voastre. Există aici o codependență, o adicție. O adicție de control, o adicție, nu știu, gelozie, o adicție de bani sau de muncă, care vă afectează viața romantică, da? O dependență, o codependență vă afectează viața romantică. Asta simțiți, dragi vărsători. Cum anume percepe această persoană energia relației dintre voi doi? Dorește ca să lase prietenii să vă ajute, da? Simte că ar trebui să ieșiți în primul rând cu prietenii, da, împreună cu ei și apoi încet, încet să dați o șansă relației. Asta văd. Deci persoana aceasta a avut anumite probleme financiare și într-un fel sau altul poate va apela la niște prieteni să vorbească cu dumneavoastră, da? Să vă ofere cât mai mult. Îmi cer scuze, dragii mei. Era aici era și l-a pus la încărcat. Era aici, a pus o alarmă, scuze. Așa. Nu știu, poate că vă va suna o prietenă sau un prieten care vă va vorbi despre această persoană, pentru că vrea ca prietenii să vă ajute, da? Foarte interesant. Hai să vedem, dragi vărsători, care este energia relației din perspectiva tarotului. Iată, un bărbat iubește cu mult foc, un bărbat ține o inimă. Eu văd o dragoste mare din partea acestui bărbat. Numărul 45 poate să fie o vârstă sau între orele 4-5 vă va spune despre această dragoste. Foarte frumos, dragi vărsători, vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă doresc să vă bucurați de iubire și bineînțeles că vom continua cu Zodia Pești. Zodia Pești, hai să vedem, iată, cum vă simțiți voi în acest moment? Simțiți că vă implicați într-o anumită relație sau sunteți implicați, vă gândiți la o anumită persoană? Spune că viața voastră amoroasă trece către un nou nivel de comunicare. Asta înseamnă că persoana cu care sunteți în relație sau la care vă gândiți, da, și pe care poate o abordați, va dori să treceți la un nivel următor. Este o carte frumoasă. Hai să vedem cum se simte cealaltă persoană, da? Ar vrea să lasă la o parte controlul, fie că este un el sau o ea, își dorește să lase evenimentele să decurgă într-un mod natural, într-un mod absolut simplu și așa cum ar trebui să fie, fără să forțeze, fără să, nu știu, să grăbească într-un fel situația. Cum percepeți dumneavoastră pe cealaltă persoană? Cum o percepeți sau îl percepeți? Această persoană parcă simte că
și a primit răspuns la rugăciunile și afirmațiile pe care le-a făcut, a vizualizat un suflet pereche, da, să vă întâlnească, pentru că și-a chemat acest suflet pereche și v-a adus împreună, da, cu el sau cu ea. Cum vă percepe această persoană pe dumneavoastră? Da, și asta este cum vă percepe? Simte că vreți să plecați undeva? Simte persoana asta că vrea că vrea să fiți deconectați de ceilalți și să fiți împreună și să vă simțiți foarte bine? Eu mă bucur tare mult și am să extrag cartea care să vorbească despre energia relației din perspectiva voastră. Vă aflați într-o separare, dragi pești, și din păcate această separare vă ține departe unul de altul. Fie că stați sub același acoperiș, dar sunteți distanțați, fie chiar vă aflați la distanță geografică unul față de altul. Din perspectiva celeilalte persoane, cum vede relația, da? Simte că este o iubire adevărată între voi doi, da? Și că aceasta este povestea de dragoste a vieții sale. Foarte frumoasă, dragi pești, foarte frumoasă energie. Să vedem ce spune și Tarot Energy, care este, iată, voi cred că v-ați întâlnit pentru a vă vindeca inimile unul altuia. Poate stați separați și de asta inima vă doare și într-un fel sau altul veți face în așa fel, fie dumneavoastră, fie această persoană să vă aducă împreună. Cifra 9 îmi spune că mai aveți puțin de stat departe unul de altul și că mai este foarte puțin până la o împăcare, până la o regăsire. Așadar, sper din tot sufletul că veți rezona cu tot ce a fost bun în această etalare. Nu uitați, dragii mei, să vă abonați, m-aș bucura tare mult. Eu vă îmbrățișez și vă invit cu drag și la alte etalări pe care le voi face pentru dumneavoastră. Să aveți grijă de voi, să fiți ocrotiți și ocrotitori. La revedere!